Salutare, prieteni și bine ați venit la un nou vlog de pe acest canal de YouTube. Acesta este primul clip din anul 2019. La mulți ani, alea, bine, poate că nu mai este nici atât de relevant să vă zic la mulți ani la jumătatea lunii ianuarie din 2019, dar la mulți ani oricum. Știu că n-am mai postat de o grămadă de timp, dar în ultimul timp am fost, voi fi și sunt în continuare ocupat cu învățatul, cu facultatea, pentru că vine sesiunea. Dacă nu știți, adică pentru cei care nu știu ce este aia, o sesiune la facultate, orice facultate are perioada ei de sesiune, de examene, adică. Iar în perioada aceea de examene, adică timp de 2-3 săptămâni, depinde de facultate, tu trebuie să susții unele examene pe care... Nu mai știu să vorbesc, tu trebuie să susții de examen. Voiam să zic că tu trebuie să treci examenele respective. Dacă nu treci examenul respectiv, ai direct restanță, bam. Și o restanță la mine, de exemplu, este 200 de euro, pentru că sunt străin și am intrat pe pașaport și da, totul la un străin este mai scump. Și o restanță la mine ar veni 200 de euro și eu trebuie să dau examen la aproape 8 materii, sunt 7 sau 8 materii, nu știu sigur exact, pentru că n-am stat să le calculez câte materii sunt. Și gândiți-vă, 200 ori 8, ar veni 1600 de euro. Și da, de aia mă străduiesc să nu am nicio restanță și să nu plătesc banii ăștia aiurea. Cu toate acestea fiind spuse, aș vrea să-mi dați un follow neapărat pe Instagram @aruncianux. Acolo am postat și story-ul pentru acest Q&A, adică să-mi lăsați întrebări pe... Întrebare. Băi, nu mai știu să vorbesc. Adică să-mi lăsați întrebări pentru acest clip. Hopa, cred că am ieșit puțin din cadru până acum, dar o să-mi dau puțin așa mai în spate ca să nu vă enerveze părul meu care este tăiat. Adică tăiat din cadru, gen, știți, v-ați prins, nu tăiat. Haideți să trecem direct la întrebări. Prima întrebare: te-ai gândit să te apuci de gaming? Ei bine, m-am gândit la ideea asta foarte mult timp. Da, m-am gândit să mă apuc de gaming, dar aș face-o prin live-uri pe YouTube, adică nu aș face un clip dedicat pentru gaming, de exemplu. Și m-aș juca jocuri horror, de astea cu scare jump-uri și tot felul de chestii and shit, pentru că eu nu suport nimic ce ține de groază sau de horror. Nici măcar nu știu diferența dintre astea două, nu știu. Nici măcar nu știu dacă același lucru, horror cu groază, dar mă rog, vă dați seama cât de mult îmi place. Și cred că are și ceva super funny, adică m-aș speria de m-aș căca pe mine, efectiv. Lăsați părerea voastră în secțiunea de comentarii și cine știe, poate o să mă apuc de live-uri pe YouTube, jucându-mă jocuri de groază, să mă cac pe mine. Cum ne vorbești așa bine românești? Chinez, chinez sau și român? Băi, pentru toți subscriberii și followerii mei noi și toată lumea nouă care este pe acest canal de YouTube și care mă cunoaște de puțin timp, sunt 100% chinez, fraților, adică nu am niciun român în familie și da, ambii părinți sunt chinezi, dar cine știe, poate pe viitor voi aduce eu români în familie, știți, v-ați prins? Vrei să-ți faci tatuaje? Băi, m-am gândit să-mi fac și chestia asta, adică să-mi umplu mâna de tatuaje efectiv, dar pe de o altă parte nu aș face-o pentru că, cine știe, poate o să-mi pierd un job din cauza asta și aș vrea să mai aștept mult și bine până să-mi fac tatuaje. Dacă pe viitor o să-mi găsesc un job super bine plătit și ca lumea și care să-mi placă și nu mă pot angaja din cauza tatuajelor, păi cred că o să... Așa că am renunțat la idee și o să o las mai moale cu chestia asta și o să o las pe viitor. Asculți BTS și dacă da, ce melodie îți place? Băi, nu ascult BTS și nu ascult K-pop în general, dar am două melodii în playlist care îmi plac foarte, foarte mult. Una este de la Big Bang, da, de la Big Bang, 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 Bang. Ce ciudat e Big Bang, 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 Bang. Și una de la CL, Hello Bitches. Astea două piese chiar îmi plac foarte, foarte mult. Nu știu de lumea asta K-pop-ului, nu știu, nu mă interesează. Nu știu de fanii K-pop-ului, dar știu că sunteți foarte, foarte mulți acolo. Și nu am nicio trupă preferată sau vreun membru preferat dintr-o trupă. Efectiv, dacă piesa e faină, o ascult. Și pe YouTube, când ascult muzică așa, mai vin și piese K-pop și chiar le ascult, adică sunăm bine. Numai după cum am zis, n-am nicio trupă preferată și niciun membru dintr-o anume trupă preferat. Ai fost vreodată victima rasismului? Da, logic, mai ales când eram mic, se întâmpla aproape săptămânal chestia asta, dar asta este... A fost strong. 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 De ce fac asta încă? Strong. Și am trecut peste toate căcaturile astea și în ultimul timp chiar nu s-a mai întâmplat. Adică ultimul incident a fost incidentul acela din club. Nu fiți rasiști, oameni buni. Adică până la urma urmei suntem oameni, indiferent de rasă, indiferent de religie, indiferent de toate căcaturile și shiturile și da, am zis același lucru. Indiferent de orice chestie, suntem oameni. Lăsați prostiile astea deoparte, mai ales că acum avansăm din ce în ce mai mult, suntem deja în 2019, chiar nu își mai au locul chestiile astea, adică sunt
căcatul efectiv. Ce alegi, România sau China? Băi, sincer, chiar nu știu, dar dacă aș fi pus în poziția de a alege dintre România și China, clar aș alege China, pentru că sunt chinez, am sânge de chinez, simt că aparțin de țara aceea și mă atrage sufletește, efectiv, nu știu. De exemplu, când am fost acum în vară, m-am simțit super, super bine în China, pentru că oarecum stăteam cu oamenii mei, cu rasa mea acolo. Da, nu mă simțeam atât de outsider precum mă simt aici în România, de exemplu. Când ies pe stradă, nu mă simt foarte, foarte bine, vă dați seama. Adică tot sunt puțin diferit de rest. Și înainte să plec din China, adică să vin înapoi în România, chiar mi-a părut puțin rău, pentru că în sfârșit mă simțeam și eu super bine când ieșeam undeva. La ce vârstă ai stat în China? Băi, n-am stat deloc în China, adică aici în România m-am născut. Am fost de câteva ori în China, atâta tot. Ai făcut vreun sport? Da, am practicat fotbalul atunci când eram mic, o perioadă de timp, un an și ceva parcă. Și nu. Nu e de mine fotbalul, chiar nu este de mine fotbalul. Adică singurul sport la care zic eu că sunt destul de bun este ping-pongul. O să fac și dau note băieților. Bosule, de ce aș da note băieților? Da, mă limitez la fete, e ok. Cum ți s-a părut anul 2018? Băi, a fost un an superb, plin de experiențe și pot să zic că a fost anul decisiv oarecum, pentru că am avut bacul și toate cele, admiterile la facultate și oarecum îți alegi drumul în viață. Am fost și în China, mi-a revenit așa puțin sângele de chinez la creier, pentru că înainte aveam o părere foarte, foarte proastă despre China și nu pot să înțeleg de ce încă, până în ziua de astăzi eu nu pot să înțeleg de ce aveam o părere atât de proastă despre China. Și da, în 2018 chiar s-au întâmplat multe și s-au schimbat super, super multe lucruri. Bine, acum că am intrat la facultatea asta și că mi-am ales domeniul acesta la facultate, nu sunt sigur că voi face neapărat pe viitor ceea ce mi oferă facultatea sau ceea ce voi ieși de la facultate. Niciodată nu știi ce îți rezervă viitorul, așa că go with the flow. Ce știe, poate mă voi lăsa de facultate și voi continua doar pe domeniul acesta de vlogger. N-ai de unde să știi, n-ai de unde să știi ce îți rezervă viitorul. Faci o facultate? Ia uite că a venit și întrebarea asta. Da, fac facultatea de limbi străine la Universitatea din București. Dar informațiile acestea ar trebui să le știți, adică le am în bio pe Instagram, FLLSUB. Bine, poate nu vă dați seama din cauza prescurtării și cine știe ce credeți că înseamnă FLLSUB. Ai iubită? Nu am iubită, iar clipul cu iubita mea mă machiază de Halloween, fata din clip nu era iubita mea, era efectiv doar o colegă de facultate. Și numai bine era perioada aceea de Halloween, adică în ziua respectivă sau următoarea zi era Halloween-ul și voiam să fac neapărat un clip dedicat Halloween-ului și nu știam ce să fac. Așa că am tras o colegă de la facultate să facă cu mine ideea aceasta și da, normal, cu speranța de a prinde acea idee, dar nu a atins așteptările mele. I don't know. Deci, răspunsul la această întrebare, nu. De la câți ani ai început să faci YouTube și de la cine te-ai inspirat? Băi, fac YouTube din 15 septembrie 2016 și normal m-am inspirat de la vloggerii de din afară, adică îmi plăceau foarte mult cum ei reușeau să influențeze un public atât de larg și să inspire un public atât de larg, bine, într-un mod pozitiv, nu într-un mod negativ, doar printr-un clip, doar prin simplu fapt că făceau ei ceva și de acolo mi-a venit ideea să mă apuc de YouTube. Ce crezi despre 2019? Va fi anul tău de succes? Băi, nu pot prezice asta și nici nu pot simți chestia asta, adică depinde foarte mult de starea mea și de motivația mea și de dorința mea de a face vlog și dacă pot să mă organizez bine cu timpul astfel încât să am timp și de facultate și de vlog și de toate cele și de mine. Deci da, nu am de unde să știu, dar presimt oarecum pe acolo puțin că anul acesta va fi unul super, super bun. Băi, oare am stat așa tot clipul? Adică acum mă uit sus în cameră și văd că stau puțin așa gâp. Este puțin frig aici, nu se încălzește odată camera asta pentru că n-am fost acasă de câteva zile și am închis căldura. Și da, aștept să se încălzească odată. Da, să revenim la subiect. Dacă mă motivez și reușesc să-mi organizez timpul astfel încât să am timp de toate cele, normal că voi reuși să fac multe, multe chestii tari și pentru YouTube. Părerea mea e că la orice muncești și la orice îți dai silința și la orice îți dorești cu adevărat, reușești. Chiar n-ai cum să nu reușești. De ce răspuns la doar 15 întrebări din 5.000? Băi, eu mereu citesc toate comentariile și toate mesajele de la voi, dar sunt unele atât de inutile și irelevante. Ia stați așa.
Fiți atenți. Haideți să vă citesc câteva întrebări pe care nu le-am pus în vlogul acesta, ok? Fiți atenți. Ești gay? Mai pui și tu videoclipul. Abi, steluță. Îți place Fast and Furious? Care ar fi fata visurilor tale? Băi, sunt niște întrebări atât de inutile și stupide. Stați că vă mai citesc. Da, da, da. Sunt trei întrebări cu da, da, da. A patra întrebare. Da. A cincea, a, da. Ai avut fantezii cu vreo profă? What the fuck? Deci da, sunt întrebări de astea super stupide și chiar n-are rost să răspund la toate. Deci da, cu toate acestea fiind spuse, nu uitați să dați un like acest videoclip, un share să vadă și prieteni. Credeți voi că am uitat de acea întrebare importantă pe care o așteptați? Am vorbit cu el, știți foarte bine că eu sunt chinezul Wabi. Chinezul Wabi, nu știu de unde am venit toată chestia asta. Și da, am vorbit cu el și mi-a spus că efectiv nu... Yo guys, știu că nu v-ați așteptat ca eu să opresc videoclipul chiar în momentul acesta. Dar acum 15 minute înainte să termin de editat vlogul pentru a-l posta, Abi al meu mi-a dat mesaj. Uitați, chiar aici terminam de editat totul, nu știu ce, frumos. Iar Abi ne-a dat mesaj și ne-a stricat tot planul. Adică nu ne-a stricat planul, dar nu mă mai lasă să vă transmit ceea ce trebuia să vă transmit. Uitați aici. Repostase pozele la el pe feed și l-am întrebat dacă s-a reapucat sau nu. După cum puteți vedea și în conversație. Și după aia mi-a spus, bă, să nu bagi titlul de ăla de ce s-a lăsat Abi, că o să-și lea lumea trigger, pune normal Q&A, nu știu ce. Și după aia conversație confidențială pe care nu o să vă mai arăt în continuare. Îmi pare super, super rău, chiar nu mă așteptam, nu este vina mea și nici vina lui Abi. Îl înțeleg perfect, pentru că, na, vrea omul să stea liniștit și să nu mai fie deranjat. Și pe viitor probabil o să vă zic el direct de ce s-a lăsat în perioada aceasta. Deci, cu toate acestea fiind spuse, nu uita să dai un like acestui videoclip, un share să vadă și prietenii tăi. Nu uita să te abonezi la acest canal de YouTube, să-mi dai follow pe Instagram neapărat, aroncianux. Bize în continuare, ne vedem pe data viitoare, mersi mult de vizionare. Pa! A, și era să uit să vă zic un an nou plin de împliniri și de fericire. Peace!